Montarea unui duș la nivelul pardoselii cu sifon de scurgere este un proiect cu nivel de dificultate 4 și durează 2 zile. Se adaugă timpul de care aveți nevoie pentru montarea plăcilor. Se poate realiza cu ușurință de către un singur executant. Vă arătăm noi cum. Mai întâi pregătiți suprafața pentru instalare. Apoi vine scurgerea, după care elementul de duș pe care îl lipiți de podea. Acum puteți monta plăcile ceramice. Montați cabina de duș și gata! Ca materiale aveți nevoie de o scurgere, un element de duș cu sifon de scurgere, bandă de etanșare, etanșare fluidă, plăci ceramice și o cabină de duș. Decupajul din podea trebuie să se potrivească cu elementul de duș. Pentru elementul nostru de duș, acest lucru înseamnă 12 cm. Altfel, nu veți putea monta scurgerea. Decupajul trebuie să fie atât de adânc încât apa să se poată scurge. Adâncimea necesară rezultă astfel. Grosimea elementului de montare, inclusiv scurgerea, plus panta necesară pentru scurgere în perete. Instalați elementul. Marcați locul unde va fi scurgerea pe podea. Scurgerea va fi conectată în perete cu țeava de scurgere. Pentru aceasta, luați țevile HT potrivite și elementele de racordare. La tăiere trebuie să țineți cont de adâncimea de inserție de la perete și de fanta de pe cot. Aplicați lubrifiant și îmbinați-le. Acum trebuie să aduceți scurgerea dușului la înălțimea de montare. Pentru aceasta, măsurați distanța de la scurgere până la marginea superioară a adânciturii. Din aceasta, scădeți grosimea elementului de duș, mai puțin adâncimea de montaj de la racordul scurgerii. Acum știți cât de mult trebuie înălțată scurgerea. Țineți cont de panta de 2% spre țeava de scurgere din perete. Acum testați etanșeitatea. Instalați din nou elementul de duș astfel încât totul să se potrivească exact. Pe perete se aplică benzile de izolare a muchiilor. Deoarece elementul de duș gata montat trebuie să fie la aceeași înălțime cu podeaua, acesta trebuie înălțat. Pentru aceasta, tăiați la dimensiuni plăci din spumă poliuretanică. Acestea sunt disponibile în diferite grosimi. Plăcile se lipesc cu adeziv pentru gresie și faianță. Verificați din nou cu nivela dacă totul se află în apă. Acum puteți lipi elementul de duș cu adeziv pentru gresie și faianță. Elementul trebuie să stea în întregime pe suprafață. Cu această inserție, protejați scurgerea în faza de construcție. După ce totul s-a uscat complet, urmează un strat de grunt.
Începeți cu pereții din zona dușului. Apoi urmează benzile de etanșare. Acestea se lipesc mai întâi la trecerea de la podea la elementul de duș. La fel și în întregul spațiu dintre podea și perete. În continuare, lipiți banda la colțurile perpendiculare din duș. Apoi, etanșați racordurile de apă cu manșete de etanșare. Acestea trebuie să ajungă până la racordul țevii. În caz contrar, aceste locuri nu vor fi etanșe. Acum este rândul etanșorii fluide. Aceasta se va aplica în două straturi. În cazul dușurilor la nivelul podelei, trebuie să etanșați în plus toată podeaua băii. Dacă totul este uscat, puteți începe să montați plăcile ceramice pe pereți. Plasați distanțiere pentru rosturi între podea și plăcile ceramice. Îndreptați apoi placa ceramică și așezați-o pe următoarea. Obțineți rosturi drepte cu ajutorul distanțierelor. La conexiunile de sus și de jos puneți profile de extremitate. Mai multe detalii privind acest pas găsiți în Academia Meșterului, montarea plăcilor de faianță. Desenați mai întâi pe podea dimensiunile elementului de duș. Aplicați apoi cu gletiera adezivul pentru plăci. Montați mai întâi plăcile ceramice pe suprafața din jurul dușului. Măsurați și tăiați următoarea placă ceramică. Folosiți distanțiere pentru a păstra distanța dintre rosturi. Continuați astfel în întreaga încăpere. Vă prezentăm toate sfaturile și trucurile referitoare la subiectul gresie în Academia Meșterului, montarea gresiei. Montați mozaic pe podeaua dușului. Cu acesta puteți realiza panta spre centru. Există trei tipuri de cabine de duș: fără cadru, înrămate parțial și înrămate integral. Aici instalăm o cabină de duș înrămată parțial. Celelalte tipuri le găsiți la celelalte variante ale Academiei Meșterului Hornbach, montarea dușului. Trebuie să respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului. Vă prezentăm un exemplu de montaj. Mai întâi marcați găurile pe profilul de perete și găuriți. În continuare, poziționați profilul pe perete. Distanța corectă până la colț depinde de lățimea elementului de separare. Marcați punctul. Pentru găurire, folosiți un burghiu potrivit pentru tipul peretelui. Găurim cu un burghiu cu diamant în gresia din ceramică fină și utilizăm apoi un burghiu pentru piatră. Aplicați silicon pentru a etanșa. Înșurubați apoi profilul pe perete.
Verificați încă o dată dacă totul este nivelat. În continuare, lipiți suportul cu silicon pe profilul lateral. Apoi, introduceți elementul care se fixează mai târziu în profilul pentru prindere pe perete. Îndreptați cu accesoriul pentru montare și verificați din nou distanțele față de perete. Acum puteți atașa profilul magnetic. După aceea, marcați profilul pentru prinderea pe perete. Pregăuriți dinspre interior și fixați cu șuruburi. În continuare, montați stabilizatorul. Montați suportul de fixare pe perete. Introduceți stabilizatorul și fixați-l cu șuruburi. Scurtați profilul de etanșare și fixați-l de jos în sus pe ușă. Fixați masca și gata! Montați a doua ușă exact în același mod. Pe podea se montează profilul de etanșare. Apoi lipiți-l pe podea din exterior. Cabina se rostuiește numai din exterior, astfel încât umiditatea din interior să se poată scurge în profiluri. Alte sfaturi și informații găsiți aici, în colecția de linkuri. Mai multe proiecte în curs de realizare. Abonați-vă acum la Hornbach, ca să nu ratați nimic. Pe data viitoare, la următorul proiect cu Academia Meșterului Hornbach.